La mormânt pe bine, dus din și zi.
ziua pe care a făcut-o Domnul să ne bucurăm și să ne veselim. Aleluia! Paștile cele frumoase, Paștile Domnului, Paștile, Paștile cele prea și vestite, nouă ne-a lăsărit, Paștile cu bucurie, unul prea să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi ca un
Hristos a via! Hristos a via! Hristos a via! Din mormântul întunecat, azi Hristos a înviat, a înviat, a înviat, lumea iar s-a luminat. Preacuvioase Părinte Stariți, vioase Părinte împreună slujitori, iubiți credincioși și credincioase, Hristos a înviat! Această aleasă și sfântă zi, ziua Învierii Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, cu siguranță cel mai mare praznic împărătesc, care ne adună și vă adună în duh de rugăciune, aici, în Grădina Maicii Domnului, în dealul cel mare a Sfintei Mănăstiri Hadâmbu, sărbătoare a sărbătorilor, așa cum am ascultat cântându-se în canonul Învierii. Încă de la Sfânta Slujbă din miezul nopții, am primit și ați primit fiecare lumina Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Această lumină a lui Hristos, care ar trebui să o transpunem fiecare din lumina materială în lumina cea spirituală, lumina a lui Hristos, care luminează tuturor. Ne spune Mântuitorul Iisus Hristos, voi sunteți lumina lumii. Nu spune Hristos, voi să purtați doar o lumină în lumânare, ci mai mult decât atât, voi sunteți lumina lumii. Această încredințare că fiecare dintre noi, prin viața noastră, prin comportamentul nostru, putem duce și putem coborâ această lumină materială, o putem duce în sufletul nostru, ca inima noastră, luminând, să bucure și pe cei din jurul nostru. Evanghelistul Ioan, dacă am fost atent și în miezul nopții, pentru că s-a început cu aceste cuvinte, că la început a fost cuvântul și cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul. Acest cuvânt sau acest termen, că Dumnezeu era cuvântul, cuvântul prin care noi, ca și oameni, putem să zidim și tot noi, ca și oameni, putem să dărâmăm sau să destrămăm prin cuvânt. Și ca o continuare, rânduiala din această zi, așa cum este denumită în popor Învierea a doua, sau Vecernia Învierii, sau Vecernia a Bucuriei. Pentru că este o continuare a bucuriei pe care la care am fost chemați să gustăm și să pregustăm de aici, de pe pământ. Tot din Evanghelia după Ioan s-a citit și în această binecuvântată după amiază. Și anume că imediat după ce Mântuitorul nostru Iisus Hristos înviază din morți, merge și se arată apostolilor. Îi caută în mod simbolic pe Sfinții Apostoli, care, așa cum ne spune Evanghelistul Ioan, erau ascunși, pentru că se temeau. Se temeau de frica iudeilor, cele care erau mult mai curajoase decât apostolii, erau femeile mironosițe. Cele care se duc la mormânt, dis de dimineață, purtând cu ele miresme, ca să ungă trupul lui Iisus Hristos. Aceasta era tradiția și obiceiul Țării Sfinte,
acela de a unge trupul celui care era pus în mormânt. Și minunea cea mare, piatra fiind răsturnată de pe mormânt, acestea merg și pe cale se întâlnesc cu doi dintre ucenici, Petru și Ioan. Și le vestesc femeile celor doi ucenici și apoi tuturor celorlalți apostoli și ucenici că Hristos a înviat. Și aceștia erau cuprinși totuși de necredință. Se ascundeau fiind închiși și Hristos, le spune tot evanghelistul Ioan, merge la ei și îi intră, ușile fiind încuiate. Iată-L găsim pe Hristos după înviere, nu doar ca și om, ci mai mult decât atât, ca și Dumnezeu. Această intrare a Lui prin ușile încuiate. Și nu le spune foarte multe lucruri, ci le spune doar atât, pace vouă. Tot aceste cuvinte le rostește Hristos oamenilor din acele timpuri, pace vouă, pacea mea vă las vouă, precum v-am iubit eu pe voi, așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Dar lipsea unul dintre apostoli. Lipsea de la acea arătare a lui Hristos, apostolul Tom. Și să știți că el era cel mai, aș îndrăzni să spun, cel mai căutător. El plecase din mijlocul apostolilor pentru că simțea că se întâmplă ceva. Plecase să-L caute pe Mântuitorul Iisus Hristos pentru că își adusese aminte de cuvintele că va învia a treia zi. Și totuși nu este prezent. Și vedem că istorisește evanghelistul Ioan că acesta când se întoarce îi vede pe ceilalți la fel de posomorâți. Și probabil că îi întreabă pentru ce sunteți așa posomorâți. Și spune, păi cum nu știi că s-a arătat Hristos? Păi și dacă s-a arătat Hristos cel înviat din morți, oare nu ar trebui noi să ne bucurăm? Dar are apostolul Tom aceste cuvinte, că dacă nu voi pune degetul meu în coasta lui, și dacă nu voi pune palma mea, și dacă nu voi vedea semnul cuielor, nu voi crede. Sau doar dacă voi vedea aceste lucruri, voi ajunge să cred. Noi îl numim de foarte multe ori pe Toma ca fiind apostol necredincios. De aceea și în popor uneori este această denumire de Toma necredinciosul. Însă el este trecut ca Toma cel care a crezut cu adevărat atunci când a spus Domnul meu și Dumnezeul meu. Atunci când îl simte și îl vede pe Hristos în carne și oase, ca om și ca Dumnezeu. Cu siguranță că ați venit aici și în această zi și cei care ați fost în miezul nopții, mânați de un duh, probabil al blândeții, al iubirii, pentru că aici, în grădina Maicii Domnului, vin credincioși, vin pelerini, poate după o săptămână, după o perioadă zbuciumată, fiecare venind dintre ale noastre, pentru că pacea pe care o dă Hristos și binecuvântarea pe care o oferă Maica Domnului prin icoana ei cea făcătoare de minuni. Și acoperământul Maicii Domnului, cel care alături de Prea Sfânta Curată, Născătoare de Dumnezeu, care străjuiește această grădină, v-a adus aici, v-a îndemnat pentru a veni fie să-i mulțumiți lui Dumnezeu, fie să-i cereți, fie să vă bucurați de acest mare praznic al Învierii lui Hristos. Am mai prăznuit și în anii trecuți Învierea Domnului și unii am ajuns în acest an. Și probabil pentru mulți dintre noi vor veni și alți ani
în care vom prăznui învierea Mântuitorului Iisus Hristos. Dar mă voi opri la un cuvânt pe care l-am ascultat la vrednicul de pomenire Mitropolit Bartolomeu Anania, rostit undeva în anul 2001. Și acesta spunea că după toți anii în care venim și prăznuim învierea Mântuitorului Iisus Hristos, la un moment dat în viețile noastre vom pleca. Vom pleca spre învierea noastră. Și cei care am parcurs urcușul duhovnicesc al postului și cei care ne-am bucurat și ne-am pregătit și am gustat din masa euharistică a lui Hristos, vom auzi cuvintele: veniți binecuvântații Tatălui meu, demoșteniți împărăția cerurilor pe care v-am pregătit-o vouă de la întemeierea lumii. De aceea îl rugăm pe Dumnezeu ca acest mare praznic împărătesc și aceste zile binecuvântate și această perioadă să o transpunem în sufletele noastre, iar lumina lui Hristos să lumineze și casele noastre și sufletele noastre și noi să plecăm de aici luminați și să fim pentru cei de lângă noi lumină vie în vecii vecilor. Amin. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Hristos a înviat! Amin.